Familia lui Marcel Toader face declarații cutremurătoare. Cei dragi povestesc ce mesaj a transmis afaceristul de dincolo de moarte și de ce s-au dus de urgență la mormântul lui. Nu aveam cum să mergem, ținând cont că eram în Constanța și cu atât mai mult cu cât noi tot timpul ne aniversam împreună la 12 noaptea, la 4 petreceam împreună de ziua lui și la 12 noaptea îmi cântau și mie la mulți ani. Și am fost să-i facem urarea pe care eu făceam în fiecare an de ziua lui. Da, am văzut acolo că l-ai și visat cu câteva zile înainte. Da, l-am visat, era atât de veser și atât de fericit și atât de când dispus și avea o energie așa de pozitivă, debordantă. Mă lipsea pe toată lumea în jurul lui. Era foarte fericit. Ciudat a fost că eram într-un pub și dansam și brusc dintr-o dată a dispărut. Deci după ce era foarte fericit, a dispărut din fața mea și a apărut o prietenă de-a lui care era îmbrăcată într-o rochie blomaren cu un imprimeu, nu mai aduc aminte exact imprimeul, dar știu că mi-a plăcut foarte tare imprimeul acela. Și a zis, vai, dar ce rochie frumoasă, vai, dar ce imprimeu frumos. Și el mi-a zis, acum că Marcel nu mai e, cu toate că pusese lângă mine cu minut în urmă vis, dar cumva se făcea că deja murise. Și eram în același loc, în același pub. Și mi-a zis, acum că Marcel nu mai e, du-te la el acasă și vezi că are o cămașă identică cu blămaren, cu același și primul ca rochia mea, ia-o tu și poartă să-ți rămână amintire de la el. Wow. Nu știu ce ca să însemne chestia asta. Am întrebat la mormânt ce a vrut să-mi spună prietena lui în zis cu treaba asta, dar nu-mi permit să-l duc la el acasă, de seama să încotrămâni să văd dacă are o cămașă cu același și primul ca acela din zis. Așa. Cum petreceați, Diana, când erați toți? De ziua lui, de cele mai multe ori, m-am petrecut în familie. O singură dată am petrecut la restaurant cu foarte multă lume și am făcut ziua cu vreo... Mă amintesc exact care a fost anul în care am fost la restaurant. Cred că undeva 2016. Mm-hmm. 2016, dar în rest îi plăcea să-și facă acasă cu familia. Ținite că primul an, după ce am culunat, eu am terținat în 8 luni și s-a făcut ziua la Zimnița și am fost acolo la un prieten de-a lui și am fost acolo. Era zăpezi, era polei, dar nu conta absolut nimic. Doream foarte tare, ne doream să fim alături de el și ne-am dus chiar dacă eram terținată și fiind în 8 luni. Am plecat seara, că s-a hotărât așa pe ultimul 100 de metri. Am plecat seara și ne-am dus să îi fim alături. Îi lipsește și nu există, nu știu, săptămână, cred că să nu-l pomenim. Mai ales avea el o vorbă, altceva fină. Nu știu, când ziceam ceva sau făceam ceva și zicea, e, vezi, altceva fină. Și de atunci noi tot timpul îl cităm cu chestia asta. Diana, a trecut ceva timp de când s-a stins Marcel. Știu că la început atunci ne-ai spus că ți-a apărut de câteva ori în vis. De atunci până în prezent l-ai mai visat? În afară de acum câteva zile, nu. Nu, dar parcă atunci cel puțin în primele 40 de zile am avut impresia că îl simt în casă. Uh-huh. L-am simțit în casă destul de des, i-am simțit prezența. Nu mi-e explic cum, dar efectiv și simțeam energia. Și acum vreau să spun că îmi vine greu să vorbesc despre el la trecut.